În privința grijii față de inima omului, la Cluj, în acest moment. E foarte important să știți că Spitalul Monța Alex, Cluj-Napoca, aduce la Cluj intervenții care nu se făceau până acum în țară sau intervenții care se făceau doar în capitală. E foarte important ca ardelenii să aibă acces aceste intervenții salvatoare de viață, aici, de acasă, cât mai aproape de ei. De altfel, în momentul în care ați intrat, probabil că ați observat în stânga și în dreapta noastră niște dispozitive. Pe cât sunt de mici, așa, ele sunt dispozitive ce au revoluționat cardiologia în întreaga lume, nu doar aici, la noi acasă, și au salvat mii de vieți. Le veți putea filma, le veți putea vedea în cele ce urmează. Și mi s-a părut emoționant să mă gândesc la faptul că un tub metalic, mic, mic, mic de tot, asemănător unui arc de pix, de pildă, cu o dimensiune de numai câțiva milimetri, te poate salva de la un infart. În egală măsură, un dispozitiv în formă de umbreluță, pare așa o jucărie cu diametrul între 5 și 20 de milimetri, nici nu aș putea să arăt cu mâna dimensiunea, poate închide un defect al inimii, poate rezolva o malformație. De asemenea, o proteză din metal și țesut animal, de numai 20 de milimetri, poate înlocui cea mai importantă parte a inimii noastre, valva aortică. Și toate procedurile de acest fel, atât de simple cu bar, când le descriem în aceste imagini, se pot face fără bisturii și recuperarea după durează doar câteva zile. Așadar, ne întoarcem la Spitalul Monța Ares Cluj-Napoca, ce oferă servicii de cardiologie clinică și intervenționale, beneficiind pentru început de expertiza unor medici cardiologi cu specializare în cardiologie intervențională. Pe lângă mine există și 5 electrofiziologi, 10 cardiologi clinicieni, 24 de asistente și personal auxiliar. Spitalul Monța, centrele ARES și Cardio Team și-au unit forțele și și-au dat mâna pentru ca acest vis să fie posibil și aici, la Cluj. Iar printre medicii cooptați în echipă se numără nume bine cunoscute în medicina noastră, precum dr. Ștefan Moț, profesor dr. Radu Căpâneanu, dr. Adela Șerban, dr. Horia Rușianu, dr. Călin Omorodean, dr. Marius Andronache sau dr. Radu Roșu. Sunt 1.500 de metri pătrați, vom putea vizita astăzi spitalul, vom putea vedea cu ochii noștri despre ce e vorba. Sunt săli de angiografie unde se poate efectua toată gama de servicii cardiologice pentru boli coronariene, pentru boli structurale, precum și cele pentru cele vasculare, neurologice sau periferice. Sunt rezerve cu câte două paturi, sală post-anestezie, 8 cabinete medicale pentru consultații clinice. E o clădire ce te primește cu brațele deschise, pentru că e o clădire monument istoric. Există parcarea atât de necesară în lumea haotică în care trăim. E o clădire ce a fost reamenajată sustenabil. Dar cred că mai important decât orice este că pacienții din Ardeal, de acum înainte, nu vor mai fi nevoiți să plece în străinătate, cu costuri pe care de multe ori nu și le permit, pentru operații dificile pe inimă. Cred că e foarte important să știm că la nevoie aceste servicii sunt lângă noi, sunt la îndemâna noastră. Mai mult decât atât, centrele Monța Ares există și la Constanța și la Cluj, dar în curând vor fi și la Pești. Proiectul Ritmico se dezvoltă cu câte 4-5 clinici noi în orașele din țară. În fiecare an se creează o rețea pentru siguranța bătăilor noastre de inimă. Se construiește această rețea pentru diagnosticare, monitorizare, tratamentul bolilor cardiovasculare. Și cum ne aflăm
mult peste media europeană în ceea ce privește numărul deceselor cauzate de astfel de patologii, nu există nimic mai bine venit. Eu pot să vă mărturisesc și faptul că am fost pacient la Monța. Și mai mult decât atât am avut și o persoană terapeut în familia mea, verișorul meu, tânăr, 20 și puțin, care a ajuns în sală de operație, la spitalul Monța. Am fost acolo alături de el în sală și am observat două lucruri în timpul acelei operații și pe tot parcursul lunilor ce au urmat. Am observat maestria medicilor, felul în care pur și simplu i-au salvat viața acestui tânăr, pentru că inima lui îi dădea mare bătrâie de cap și în scurt timp n-ar mai fi avut o viață. Aceasta este realitatea. Acum e din nou pe bicicletă și face turul locului. Maestria și omenia. Pentru că timp de 6 luni după aceea, părul meu a avut telefonul medicului ce l-a operat și l-a sunat ori de câte ori a fost în impas, fie că era zi, fie că era noapte, fără să fie ocupat pe o dată pentru el, medicul i-a răspuns și l-a sprijinit și la 6 luni după operația pe care a făcut-o la Monța. Sunt lucruri care nu se uită, cu atât mai mult cu cât nu sunt un om ce nu a văzut ce se întâmplă în lume. Am fost pacient și în spitale, din păcate, nu mi-aș fi dorit, dar am ajuns ca pacient și în spitale din afara țării și pot face o comparație. Pot să vă spun că nu există nicio diferență între ceea ce se întâmplă astăzi la noi acasă, în aceste spitale din rețea, și ceea ce se întâmplă în afara țării. Și o să închei, înainte să dau ștafeta mai departe prin invitat de astăzi, o să închei cum vă spune o poveste frumoasă, așa, când te duci la spital. Știți bine că te duci cu o strângere de inimă, oricum, indiferent ce diagnostic ai avea. Când mai e vorba să stai și internat, nu-ți pică deloc bine și nu atât depărtarea de cei dragi, cât temerile că te afli cumva în nesiguranță. Din păcate, așa simțim încă la noi acasă. Simțim miroșul acela de spital, de cum face primul pas, simțim singurătate, simțim că nu-i pasă prea mult nimănui de noi. Ori asta nu se întâmplă în aceste spitale și sunt convinsă că la Monța ales se va păstra această mentalitate bună de a-l face pe om să se simtă cât mai în familie, să spun așa. Și ca o anecdotă, prima dată când am fost operat într-un spital din străinătate, aflat la un standard înalt, am pășit pe ușa spitalului, necunoscându-l dinaintea zilei operației, și de cum am intrat în holul recepției, în mijloc, am găsit, nu mai merge microfonul, am descoperit, de fapt, un pian la care stătea un tânăr, ce le cânta pacienților care se aflau internați acolo. Mi s-a părut extraordinară atmosfera, chiar m-am întrebat de cum am pășit, dacă nu cumva am intrat greșit și nu m-am făcut în spital. Mi-am zis ce mi-aș dori, să existe această grijă pentru pacient și pentru mentalul lui, pentru felul în care el se simte chiar dacă este bolnav și în spitalele de la noi de acasă. Și peste timp am descoperit asta la Monța, în București. Când am pășit, am intrat deodată într-o sală luminoasă, care parcă era un muzeu. Pe pereții acelei sări încăpătoare, mai mare decât aceasta, cred că de o mărime dublă, acolo unde se află recepția și unde ești primit și îndrumat, se află tablouri realizate în stil renascentist, obiecte de mobilier aduse din întreaga lume, care sunt totodată și opere de artă. Pur și simplu intri într-o lume a frumosului și nu simți acel miros de spital, nu simți deloc
știu eu, că ești străin într-un loc în care ți se va întâmpla ceva ce îți pune inima în pericol. Dimpotrivă. Simți că inima e acolo, la locul ei, și că sunt oameni buni și calți ce vor avea grijă de tine. Atât am avut eu de spus și cred că în finalul acestor intervenții Cătălin Botezatu, care a fost de asemenea pacient, știe să vă povestească mai multe despre experiența sa. Până atunci însă vreau să vă prezint pe